Bună, locuitorilor, și da, s-au schimbat câteva chestii de când nu am mai vorbit, dar până atunci noi astăzi vorbim despre Captain Marvel, cel mai puternic film, cel mai pentru femei film, cel mai... Mă, că mă uit la filmul ăsta, vreau să fiu o femeie, mă. Ok, nu o să intrăm, vă spun de la început că probabil o să existe ceva comentarii. Nu o să intrăm în agenda acestui film sau tot marketingul sau ce evenimente s-au întâmplat înaintea lansării. Știu de ele, prefer să nu discut, vreau să mă axez doar pe film. Sper că vă place un pic atmosfera, încerc ce chestii s-au mai schimbat, că poate le observați. Mi-am luat o tastatură de gaming, pentru cei care îmi spuneți în comentarii că este de televizor, sucre și mouse la fel wireless, ca să mai eliberez din căblăraie să facem salate frumos. Pentru cei care îmi spuneți că aleați de televizor, sucre și nu o să ai, te înșeli, în primul rând, îs 328 de DPI minim, reglez cum vreau eu. Și când mă joc, rup. Oricum, eu mă joc doar pe controller pentru că este perifericul superior. Am pus o poză pe Instagram cu cable managementul meu și a râs toți de mine. Am reușit să schimb câte ceva. Am un monitor sub birou, dar e ok. Asta s-a întâmplat, dar despre asta nu discutăm, că după aia apar de nicăieri 30 de oameni care știu cum să discute despre asta. Și desigur, am avut un mare coș pe care încă îl am. O săptămână l-am avut. Pentru cei care ați fost pe live-uri, pe Twitch, nu știri noi, dar noi nu ne-am mai văzut de mult și am să încep cu asta. O altă chestie și după aceea intrăm direct în reveu. Sucre, numai reveuri postez acum, te văd un pic cam unde-s poveștile, unde-s unboxing-urile, de ce n-ai făcut unboxing-uri la asta. Sunt un pic aglomerat cu timpul, dar ce dracu faci în afară de YouTube, de ești așa de aglomerat? Păi asta fac. Și atunci am pregătit pentru voi și altceva în afară de reveuri, dar am pregătit și reveu. Ne axăm și pe asta. Surprize? Poate. Poate apare un Super Origin în curând. Poate apare o discuție despre un festival. Poate apare o poveste nouă. Răbdare, răbdare. În Captain Marvel avem o poveste despre o femeie care trăiește pe o planetă cu o rasă de extraterestri și se antrenează. Duma e, chiar nu-și aduce aminte de unde a venit, cine este de fapt sau de ce se antrenează. Tot ce știe e că trebuie să se antreneze, trebuie să stăpânească puterea asta cosmică pe care nu o cunoaște și desigur trebuie să lupte împotriva Skrullilor. Cine sunt Skrullii? Sunt niște extraterestri care schimbă forma și îs inamicii de moarte a acestei rase extraterestre unde stă ea. Desigur, treaba se schimbă când ea ajunge pe pământ la un moment dat și începe să-și aducă aminte ce se întâmplă, cine îi, care-i scopul ei de fapt și ce fel de putere are. Toate astea, pe lângă toate astea, implică desigur și o chestie cosmică, un dispozitiv, mai exact Tesseract-ul, pătratul ăla pe care l-ai văzut în primul Avengers și care este unul dintre pietrele filozofale al lui Thanos. Pietrele astea din Harry Potter, nu contează. Și da, situația e în felul următor, ea ajunge pe pământ, Skrullii ăia, inamicii ăia lor ajung pe pământ și e un fel de, hai aici, arată-ne unde-i Tesseract-ul ăla, că noi Skrullii avem nevoie, dar eu, Captain Marvel, nu o să te las. La fel și extraterestrii care sunt de partea lui Captain Marvel, nu o să te lăsăm, o să te batem. După aceea, nu pot să spun mai multe pentru că intrăm în spoilere și nu o să discutăm spoilere astăzi, nu o să discutăm spoilere niciodată la filmul ăsta, dar cam asta e tot ce ar trebui să știi. Este o femeie care nu și aduce aminte de unde îi, încearcă să își aducă aminte și să se regăsească și pe de o altă parte, inamicii ăștia imbatabil de care știe toată lumea și care își pot schimba forma shapeshifter în orice vor ei. Când vine vorba de actori, o avem pe Brie Larson, era să zic Carol Danvers, care joacă pe Captain Marvel și a fost doar ok. Nu am văzut niciun moment impresionant. Îmi pare rău. Nici măcar fucking unul. A jucat un Captain Marvel la care sincer mă așteptam și asta nu e chiar ce vroiam eu, vreau să fiu un pic impresionat, vreau să văd o chestie ieșită un pic din tipar și eram... Nu-i că a jucat rău, de-aia zic că e ok, știi? Doar că... Samuel Jackson, în schimb, și tipul care joacă pe Agent Coulson,
Au folosit o tehnică de CGI ca să întinerească și e pentru prima oară când văd asta că funcționează treaba asta. De obicei, persoanele care sunt întinerite cu CGI și am văzut asta și prin Ant-Man și am văzut asta și în Tron Legacy sau cum se numea Tron oricum, nu merge bine. Dar în filmul ăsta nu știu dacă au folosit doar make-up, e imposibil să fi folosit doar make-up, dar CGI-ul, gen cum l-au întinerit pe Samuel Jackson, bravo! Și cum a jucat el, a jucat bine ca un side character al lui Captain Marvel, nimic impresionant, ci doar au jucat bine. Jude Law apare, care este antrenorul și este unul dintre liderii Team Force-ului, da, de pe planeta respectivă unde se antrena, cum îi spune, Captain Marvel, care din nou a fost interesant până într-un moment în care mi s-a părut mie cel puțin generic și eram ok. Cei mai impresionanți și cei mai buni actori au fost Scully, inamicii. Scully, o să-ți dai seama de ce spun asta când vezi filmul, sunt cei mai interesanți. Este un Skrull șef și nu este gen urlă sau te distrug, vreau să iau ăla ca să conduc pământul viteza luminii. Nu, el chiar intră în cameră, în casa unde tu stai și stai jos, ce faci? De ce te ridici așa la mine? Ești nervoasă? Stai mai jos să vorbim. E foarte interesant, cred că e printre primii pe care îl văd. Ultron avea flare-ul ăsta de discuție. Thanos nu prea, pentru că el era ocupat cu planul lui măreț. Dar și el discuta. Dar asta a fost foarte interesant și e surprinzător că Scully așteptam să fiu dezamăgit, sincer. Scully îi știu de foarte mult timp, îi știu de pe vremea desenelor cu cei patru fantastici și vreau de foarte mult timp să-i văd în filme și să-i văd acum și nu eram foarte impresionat din trailere, că era un machiaj cam ciudat, dar e ok, în film e ok. Scully este cam singurul element impresionant din filmul ăsta și o pisică, desigur. Pisica e foarte mișto, fiți atenți la ea. La sfârșitul zilei, Captain Marvel nu este un film rău. Merită să-l vezi la cinema? Sigur. Du-te să-l vezi. Du-te cu ceva prieteni, du-te să te uiți, este... Dar în același timp e genul ăla de film la care îți spun, da, sigur, du-te să-l vezi la cinema, dacă chiar vrei, dar în același timp poți să-l vezi și acasă. Efectele sunt ok, dar nimic impresionant față de ce ai Nightmare, da? Față de... da? Nu e nimic impresionant. Scene de acțiune, la un moment dat e o scenă de acțiune într-o navetă și e foarte întunecat totul. Gen, e atât de întunecat încât și se taie așa de repede de la personaj la personaj pentru că e asta, Captain Marvel, care se bate cu vreo 5-6 și îți dai seama că îl bate pe unul, după aia sare la altul și e o zonă foarte întunecată, e în interiorul unei nave. Și nu știi la un dat pe cine urmărești, de ce urmărești, cine câștigă. E foarte bizar. Și desigur este o scenă foarte mare de acțiune la final, care am avut flashback-uri cu Black Panther, cu scena mare de la final de acțiune, în care zici că e un joc pe calculator, pe PlayStation, cum vrei tu, în care ea e făcută întreg pe CGI, pentru că îți dai seama că n-au dus-o în spațiu, și cum îți dai seama, ea poartă toată casca și dacă te uiți atent la tăietura unde e gura, ai să vezi că e complet netedă, adică e foarte clear, da? Ca și cum e făcută pe calculator și arată exact cam tot ce se întâmplă în spațiu în momentul ăla pe la finalul filmului, arată exact ca un joc video. Mi-a adus aminte de Injustice 2. Cam asta ar fi plângerea pe efecte, în schimb dialogurile sunt foarte... Sunt multe dialoguri cu sunt femeie puternică, foarte multe. Foarte multe imagini sau chestii sugestive în care de aceea o femeie nu poate să facă asta? Și eram... În afară de asta, Samuel Jackson are câteva linii de dialog drăguțe, mai ales cu pisica aia. Scully, cred că au cel mai bun dialog din film, că ești interesat de ce se întâmplă cu ei. Ăștia de pe planeta aia lor e un dialog foarte generic, nu pot să spun de ce, pentru că dau spoilere, dar o să-ți dai seama când se întâmplă ce se întâmplă. Nu există, știi care e problema de fapt cu filmul ăsta? Că nu există niciun moment memorabil. Numai ce l-am văzut, numai ce am ajuns acasă, cât e ceasul.
Deci îi... Nu puteți vedea, dar... Ba da, uite, e 15:51. Am văzut filmul ăsta la 12:30. A ținut cât? 2 ore, poate? Aproape 2 ore. Și am ajuns acum acasă și acum filmez asta. Și nu există... am ieșit din sala de cinema și nu mă pot gândi la un moment atât de mega memorabil încât să-l laud și să vă spun, știi, băi, e un moment în film, nu există. Și asta e un pic o problemă, pentru că numai anul trecut am avut Spider-Man Into the Spider-Verse. Tot filmul e memorabil acolo. Numai ce am avut Thor Ragnarok, făcut-o de Marvel, tot filmul e memorabil și replicile din filmul ăla și cum e filmat filmul ăla. De asta zic că suferă filmul ăsta un pic de, nu neapărat originalitate, pot să spun și asta sincer, dar e un pic cam la fel. De exemplu, Thor Ragnarok, Thor 3, a avut un regizor pe Taika Waititi care a știut să ducă într-o direcție cadrul, să fie colorat, să fie amuzant, să fie plasat acțiunea cum trebuie și să îți trezească un interes. În schimb, în filmul ăsta mi se pare că au avut o formulă pe care au aruncat-o de la film Marvel la film Marvel. De-aia nu prea există ceva memorabil. E o chestie care chiar m-a deranjat cu pătratul ăla, cu Tesseractul ăla care și-l pune Thanos pe pumn. Am impresia că au greșit continuitatea. Acum mă puteți corecta, că poate mă lasă memoria, dar pătratul ăla a apărut prima oară în... Nu în Avengers, a apărut prima oară în primul Captain America. Îl avea craniu roșu, da? Sau încerca să-l ie. Iar după aceea a apărut în Avengers cu Loki. Era la Avengers sau la S.H.I.E.L.D. Și a venit Loki, nu? Și l-a pus în baghetă și așa mai departe. Dar din câte mi-amintesc, pătratul ăla, după Captain America, a rămas la S.H.I.E.L.D., a rămas și la Thor, acolo în Asgard, la un moment dat, nu? Ce se întâmplă cu pătratul în filmul ăsta, mi se pare că nu mi se părea că mi-aduc aminte să fi întâmplat, să fi luat pătratul ăla. O să vedeți când vedeți filmul, dar cred că au schimbat povestea și nu mi-a plăcut asta. Într-un film care se chinuie atât de mult să facă continuitate cu MCU și respectă așa de mult continuitatea, cred că au schimbat ceva și nu-mi place. Așa, dacă mă întreb să discutăm și asta, dacă mă întreb cam unde l-ai pune Sucre cu toate filmele MCU, păi hai să vedem, nu-i mai rău decât Thor 2, să zicem, sau Ant-Man, care am ieșit din sala de cinema și am uitat ce am văzut, dar nu-i mai bun ca Guardians of the Galaxy, Civil War sau, cum îi spunem, nu știu, Infinity War dacă chiar vrei. Nu, bun, hai lasă Infinity War. Deci el e undeva la mijloc. Undeva la mijloc cu alte filme care-s doar ok. Și ca Black Panther, de exemplu. Black Panther pentru mine nu a fost extraordinar de interesant, ci doar a fost foarte... Bravo, acțiune, Wakanda, știi, mișto. Dar nu a fost extraordinar ca alea alte menționate. Și dacă mă întrebi, dacă spui, da, Sucre este un origin story. Ok, ca origin story e tot acolo, pentru că nu e mai bun ca Doctor Strange din punctul meu de vedere, care a reușit să ofere un origin story interesant în prima jumătate a filmului, a reușit să-mi arate un doi villain foarte mari și a reușit să respecte și continuitatea cu Infinity Stone, ăla cu timpul. Dar Sucre, dar comparativ cu DC, cu Superman și cu ăștia, cu Batman, mă, trebuie să recunosc că e mai bun decât filme pe care le-au făcut DC, cum ar fi Batman vs. Superman, Suicide Squad, răspunsurile evidente, dar în același timp nu m-a impresionat mai mult ca Man of Steel. Man of Steel pot să-l văd și azi și să plâng în puii mei cât e de mișto filmul ăla. Sau, cum îi spune, nu are nimic memorabil cum are, de exemplu, Wonder Woman. Deci scena cu Wonder Woman pe câmpul de bătaie, că e primul... Nu e primul film cu supereroi femeie, că au mai fost în trecut Catwoman și Elektra, dar nu vorbim despre ele, da? Din motive evidente. Dacă ți-aduce aminte, în Wonder Woman este scena aia când ea stă pe câmpul de război și blochează toate gloanțele. Scena aia mi-a rămas în minte și o să-mi rămână tot timpul. Problema cu filmul ăla e că se duce dracu la final, când e un green screen total și nu mai înțelegi nimic ce se întâmplă. Dar dacă îmi spui într-o zi, Sucre, am două DVD-uri
Ce vrei să vedem? Captain Marvel sau Wonder Woman? Fuck that! Ne uităm la Wonder Woman până când ajunge în al treilea act și după aia îl oprim. Și dacă mă întreb dintre toate filmele cu supereroi sucre, că tu se pare că știi, care e scale-ul, care e clasamentul tău, să zic așa? Păi undeva acolo sus ar fi Deadpool, ar fi Man of Steel, ar fi, cum îi spune, Guardians of the Galaxy, ar fi Logan, desigur. Și ăsta ultimul, Spider-Man Into the Spider-Verse, și ar mai fi desigur Spider-Man 2 făcut de Sam Raimi. Și ăsta cu Captain Marvel ar fi, sincer, undeva jos acolo, dar nu atât de jos cu Ant-Man și altele făcute de Marvel, Thor 2, dar ar fi undeva la un pic peste mijloc aici și undeva cu filme ca Guardians of the Galaxy 2, Black Panther, înțelegi? Știu că pare că îi dau cu ciocanul în cap. Merge să-l vedeți, merge să vă convingeți. Unii oameni deja mi-au trimis mesaje că este cel mai bun film al anului, sucre. Nu vorbiți prostii. Dar nici nu îs gen, băi, e groasnic, că nu e groasnic. Îs element, Scrully e cel mai bun element din film. Și a să-ți dai seama când vezi filmul. Pisica e cea mai amuzantă și interesantă chestie din film. Samuel Jackson e ok, e Samuel Jackson. End credits-ul. Nu am văzut, n-am mai avut chef să stau sincer, gen ăla de la final după scris, știi? După scrisul alb, îți două, e probabil. E unul la final după scrisul alb-negru, unde trebuie să mai stai vreo 10-15 minute și eram singur în sală că m-am dus așa de vreme. Vreau să nu-i fac jobul ăla de la cinema nasol. Și mai este încă unul, se numește post credit scene. E la primul, știi? Când apare, o să vedeți, știți deja. Nu are să vă spun teoria end credit scene-ului, nu? Ăla l-am văzut, primul. Și cam aia a fost tot ce am vrut să văd. Și când o să-l vedeți și voi, o să vă dați seama. Și la ultimul nu am mai stat, am zis ok. Nu are cu ce să mă surprindă. Oricum, Deadpool 2 și Spider-Man Into the Spider-Verse au probabil cel mai tare end credit scene-uri pe care le-am văzut. În rest, Marvel fac niște din astea de 15 secunde în care au... Nu pot să crezi! Eu gen, pot să cred, adică... Dar dacă voi l-ați văzut end credit scene-ul și e ceva impresionant, na, îmi pare rău că l-am pierdut. Ce mai aș putea... oferă tribut lui Stan Lee. De la începutul filmului, atât o să spun, ceea ce bravo, mi-a plăcut, drăguț din partea lor, ar fi cazul. Bun, nu este un film rău, din nou, dar ați văzut clasamentul meu și știți că poate v-ați fi așteptat să-l dau dracu. 3D-ul e inutil, de-aia zic că poți să-l vezi și acasă. La un moment dat mi-am dat ochelarii jos, mă nu știu dacă e de la cinemaul meu sau e de la mine, că tot sunt momente când am pățit asta și la Venom, că v-am povestit, sunt momente când văd dublat așa în spate și mă enervează rău. Și câteodată mi-am dat ochelarii jos și actorii sunt clari, știi? Nimic dublat. Și doar decorul e dublat un pic. Semn evident că filmele astea nu au fost filmate în 3D, ci au fost făcute după aceea. Ceea ce e de așteptat, așa se întâmplă azi. Pentru mine, Captain Marvel primește jumătate de scut. Probabil ți se pare că sunt un pic cam agresiv, că i-am dat jumătate de scut. Păi poți să-ți dai și tu ratingul acolo sus în colț. Încercăm să le folosim și pe alea boi, să vedem dacă ne ajută. Și în afară de asta poți să verifici tot acolo dacă vrei. Akira, un film de animație japoneză impresionant și revoluționar. Și desigur, review-ul meu pentru True Detective sezonul 3. Iară, un masterpiece. Ce aș mai putea spune, nu știu câte vizualizări o să strângă clipul ăsta, dar bănuiesc că e destul de popular, așa că hai să băgăm, îi dăm. Am reușit să fac clipul ăsta? Bine, am reușit, gen... Oricum îl făceam, dar e un pic mai devreme și mi-am luat un pic timp să-l editez frumos și sper că vă place și tot ce se întâmplă, da, mulțumesc. Băieții de pe Twitch, cu care facem live, locuitorii rebeli, poți să vii și tu dacă vrei, link-ul este în descriere. Au zis că este ok, sucre, te lăsăm să-ți iei două zile libere în care de obicei facem live vineri și sâmbătă.
ca să faci asta și altele, cam plin, cum puteți observa. Dar aș vrea să fii și tu acolo dacă vrei, joi, vineri și sâmbătă de la ora 6. Discutăm, arătăm chestii, vorbim, ne uităm la trailere, dacă vrei să vii. În altă ordine de idei, avem și un server de Discord, unde iarăși discutăm despre filme, animații japoneze, faceți poze la colecția voastră de jucării sau ce mai aveți. Da? Atât am vrut să... Și... Mai bag una? Mă, nu mă nervă, că mai bag una. Vezi că am și Instagram acum. Bă, dacă vreți, mă urmăriți pe Instagram să mai vedeți ce poze cu cable management postez eu. Intrați acolo, da? Este... O să-l pun și pe ăla în descriere, tot uit. Bine? Bun. Ai văzut Captain Marvel? Ce crezi tu despre el? Sau intenționezi să-l vezi? Subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.